Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă anunț, cam târziu, e adevărat, că dacii au întrecut pe romani în cursa spre Britania. Ce spun cercetătorii și istoricii? Dacii ocupaseră pământurile de la sud de Dunăre și nord de munții Carpați. Dacii vor apărea prima oară în istorie menționați în piețele de sclavi din Atena, în secolul al IV-lea înainte de Hristos. Ei făceau comerț cu grecii, în special cu vinuri, și foloseau monede grecești. Vorbeau un dialect trac, erau influențați cultural de vecinii lor șiții. De la ei au adoptat zeități și practici precum credința în nemurire. Au adoptat și de la invadatorii celți din secolul al IV-lea înainte de Hristos. Dacii au făcut parte dintr-o alianță militară ce va ataca trupele romane imperiale în 112, 109 și 75 înainte de Hristos. Până la acele contacte, societatea dacilor se divizase în două clase distincte, aristocrația și proletariatul. Prima era formată din nobili și preoți, a doua era formată din armată, țărani și artizani meșteșugari. Printre ocupațiile de rând, principale erau agricultura și creșterea vitelor. Dacii lucrau și în mine de argint, fier și aur în Transilvania. Dacii aveau un comerț înfloritor în acea perioadă, lucru atestat de cantitatea mare de monede găsite aici. La 60-50 înainte de Hristos, regele Burebista a unificat triburile și a extins imperiul. A centralizat puterea și a construit cetăți. A cucerit orașele grecești pe țărmul nordic al Mării Negre și a ajuns până la Rutița, la nord de Slovacia și la sud de Dunăre, până dincolo de Belgrad. Se pare că Burebista i-a oferit ajutorul lui Pompei în 49 înainte de Hristos. În 44 înainte de Hristos, Cezar luase în vizor Dacia. Plănuia o vastă expediție împotriva regatului dacilor, însă a fost asasinat un an mai târziu. Apoi și Burebista a avut aceeași soartă. Regatul său s-a rupt în bucăți, în special 4 dintre ele au rămas puternice, dar dacii continuau să atace Roma. O invazie din 1110 înainte de Hristos a fost devastatoare. Generalii romani de-abia au reușit să-i respingă de pe malul drept al Dunării. Au adus 80.000 de oameni să se stabilească în provincia romană Moesia, Dobrogea de azi. Nu s-a mai produs nicio altercație până în 69 înainte de Hristos. Atunci dacii au găsit Moesia vulnerabilă. Legiunile erau plecate să lupte cu Vitellius. După ce au capturat mai multe forturi, au fost împinși înapoi de generalul lui Vespasian, Gaius Licinius Mucianus. Originile adevărate ale războaielor începute sub împărații Domitian și Traian sunt greu de lămurit. Dar provocările nu puteau fi trecute cu vederea. Dacii unii sub Decebalus au atacat Moesia în 85 după Hristos. L-au ucis pe comandantul Cornelius Fuscus și o mare parte din armata sa. În anul 88, Roma câștigă o bătălie la Tape, lângă porțile de fier, dar din cauza dificultăților cu triburile din vest, Domitian acordă o pace favorabilă dacilor. Suzeranitatea romană era recunoscută, dar dacii primeau resurse și ingineri. În 101, Traian redeschide conflictul. În 102, dictează o pace prin care capitala dacilor, Sarmisegetusa, primește garnizoana romană. În 105, se rea războiul, iar în 106, dacii sunt învinși. Traian acumulează bogății enorme, iar campaniile sale sunt celebrate cu lauri. Se ridică o coloană masivă în Roma pentru victoria sa, columna lui Traian. Bogățiile dacii curg la Roma. Minele dacilor sunt imediat exploatate. Sunt făcute noi drumuri, iar Sarmisegetusa și Țierna, Orșova de azi, devin colonii. Se va administra noua provincie romană Dacia sub un consul cu 2 legiuni. Dacia va fi divizată sub împăratul Adrian. Dacia Apulum, Alba Iulia și Dacia Inferior, Valahia. În 159, Antonius Pius împarte Dacia în 3 provincii. Dacia Porolisensis, Dacia Apulensis, Dacia Malvensis. Marcus Aurelius le va uni iar în 169. Limitele teritoriilor romane probabil nu au fost delimitate niciodată clar, însă nevoia de trupe la sud de Dunăre a dus la abandonarea provinciei de Aurelian în 270. Istorie scrisă de învingător, nu? Au zis foarte des asta. În ultima vreme o putem constata pe pielea noastră. Cei puternici scriu întotdeauna versiunea lor, iar aceasta devine istorie. În acest caz al dacilor și al romanilor, după câteva secole de inadvertențe, de împrejurări ciudate, ghinioane și interpretări eronate, putem spune că suntem pe calea cea bună. Asta înseamnă că se face lumină și în colțul nostru de Europa uitată și barbară. De ce zic barbară? Întotdeauna lumea civilizată, în speță lumea creștină,
Ne-a văzut ca pe un colț barbar, un neam rebel scrijelit pe foalele creuzetului roman. Ei bine, toate astea încep să se schimbe, adevărul începe întotdeauna de la sursă. Și ce poate fi mai edificator decât o mărturie scrisă în piatră care poate fi văzută chiar și azi? E vorba de columna lui Traian de la Roma, stă de pază și beghează ca istoria să fie spusă. Poate nu corect pe de întregul, dar un glas într-o mulțime poate însemna totul uneori. Cercetătorii britanici din Birmingham, Anglia, au realizat un nou studiu șocant care arată că dacii au trecut cu aproximativ 3 secole pe romani în cursa spre Britania. Dacii s-au stabilit pe meleagurile britanice, au ridicat orașe și au devenit conducători militari și politici. Despre acest subiect am mai vorbit, însă îl voi relua aici. Cercetătorii britanici de la Institutul de Arheologie și Istorie Antică din Birmingham au realizat o descoperire care schimbă complet istoria antică britanică, dar mai ales pe cea românească. Profesorii Duck și Romana Smith, alături de legiunea de cercetători de la binecunoscutul institut, au descoperit artefacte care atestă faptul că dacii au ajuns în insulele britanice înainte de cucerirea romană a Britaniei, mai exact încă din secolul al IV-lea înainte de Hristos. Cercetările au avut loc pe un sit arheologic ascuns până acum publicului larg, aflat în apropiere de Chester, reședința comitatului Cheshire, din regiunea North-West a Angliei și s-au desfășurat pe o perioadă de 8 ani. Munca cercetătorilor, care a întâmpinat mai multe piedici din partea autorităților din Marea Britanie și, atenție, chiar din Statele Unite, va schimba percepția asupra civilizației dacice și asupra antichității târzii și a evului mediu din insula britanică. Prejudecăți. Obiectele descoperite în Marea Britanie, unelte agricole și însemne ale unor război nici deopotrivă, au fost datate cu radiocarbon superactiv la sfârșitul secolului al IV-lea înainte de Hristos. Cercetătorii institutului au crezut inițial că e vorba despre artefacte celtice. Însă, după studierea atentă a acestora, au fost uimiți să constate că se aflau de fapt în fața unor obiecte dacice. Nu ne-am gândit deloc la daci. Cine se mai gândește la daci azi? În plus, în calitate de cercetători, am fost adesea îndrumați către izvoarele clișeu din țara noastră. Celți au fost rămoșii noștri, așa că, tradițional, ei sunt prima opțiune pe care o luăm în calcul. După ce am constatat că obiectele găsite sunt dacice, ne-am gândit că au ajuns aici prin comerț sau că au fost aduse drept pradă de război. Ultima variantă pe care am luat-o în calcul, dar în care nu am crezut cu adevărat nicio clipă, a fost că au aparținut unei comunități dacice aflate pe teritoriul britanic. Aceasta a fost și adevărată, cum adesea se întâmplă, a afirmat profesorul Dr. Benjamin Rockwell Fogg, unul dintre coordonatorii șantierului. Aceasta este cea mai mare descoperire a unei așezări dacice din Anglia și credem că schimbă profund cadrul istoric al regiunii, a adăugat și profesor Dr. Romana Smith, cercetătoarea Institutului din Birmingham de peste 20 de ani. Dovezile 15 seceri și 24 de topoare masive. Printre obiectele descoperite de arheolog se numără două sape, 15 seceri, două nicovale mari și 24 de topoare masive, dar fără coz. A fost descoperită și o foarfecă construită după sistemul în care sunt fabricate și azi foarfecile. Arheologii sunt de părere că e foarte probabil ca aceasta să fie prima foarfecă din Britania, întrucât femeile din triburile celte nu cunoșteau mecanismul foarfecii. Uneltele agricole și de prelucrare a metalelor au fost primele descoperite, astfel că arheologii au presupus inițial că așezarea fusese o mică fermă antică. Ulterior au fost descoperite și însemne de războinici, soldați și comandanți militari, vârfuri de lance și de suliță, paftale de fier și două fibule, toate de origine dacă după metodele de prelucrare și forma specială a vârfurilor de lance, puțin boante, pentru că acestea se toceau în luptele strașnice pe care poporul le-a dus în istorie. Având în vedere modelele complexe ale obiectelor, britanicii au confirmat și vechea credință, potrivit căreia dacii erau foarte pricepuți în prelucrarea metalelor, mai ales a aurului, însă dispuneau mai degrabă de fier în Britania. Se descurcau cu ce aveau, importante erau metodele de prelucrare. După ce au analizat toate obiectele, concluziile cercetătorilor au fost că trebuie să fi fost o așezare dacică complexă și permanentă, care s-a dezvoltat firesc. Această comunitate nu a fost în tranzit. Cu siguranță a fost stabilită aici și a fost liberă să muncească și să trăiască în pace, a declarat Dr. Romana Smith. Nu ne-am gândit deloc la daci.
Celți au fost rămoșii noștri, așa că tradițional ei sunt prima opțiune, cum spuneam, pe care o luăm în calcul. După ce am constatat că obiectele găsite sunt dacice, ne-am gândit că au ajuns aici prin comerț sau că au fost aduse drept pradă de război. Benjamin Rogwer, coordonator al șantierului arheologic. I-au lăsat pe vikingi în Danemarca. Echipa de cercetători a cerut sprijinul unor specialiști în istorie antică din mai multe țări europene, încercând să găsească o ipoteză a sosirii dacilor în Britanie. Deși fără vreo explicație, guvernele multora dintre state au refuzat colaborarea, britanicii nu au numit administrațiile în cauză, însă au menționat că sunt persona non grata în Ungaria. După corelarea tuturor izvoarelor scrise și nescrise dacice, descoperite în trecut în zona Europei de Nord-Est, cercetătorii au ajuns la o opinie comună asupra traseului dacilor spre Britania. Poporul dac avea un spirit temerar, se știe că dacii erau liberi la trup și la minte. Ortocmai această libertate, câștigată greu de multe ori cu sacrificii umane, îi făcea pe daci să nu se teamă de moarte și să fie prin natura lor curajoși. Probabil că un grup mai larg dintr-un trib dac din nordul României de azi sau din nord-estul Ungariei a pornit înspre ținuturile din nord prin Polonia contemporană. De aici au ajuns până în Danemarca, unde o parte dintre ei s-au stabilit permanent. După o perioadă de acomodare, o parte dintre daci s-a alăturat vikingilor care traversau marea până pe coasta de est a Britaniei. A explicat profesorul Dr. Doug Smith. Odată ajunși pe pământ britanic, dacii s-au aventurat în interiorul insulei, vikingii rămânând în zona litorală, de unde organizau expedițiile pe mare și jafurile pe uscat. Obișnuiți cu pășunile verzi, cu munții, dacii au căutat un mediu asemănător cu cel în care au crescut. S-au așezat într-o zonă unde puteau practica agricultura, mai ales păstoritul, și prelucrarea metalelor. Cercetătorii nu au găsit niciun indiciu care să arate că relațiile dacilor cu celți au fost conflictuale. Dimpotrivă, cele două comunități par să fi conviețuit pașnic. La început, cele două popoare nu s-au amestecat, în ciuda atracției pe care o reprezentau femeile dace prin bijuteriile lor din aur prelucrate de soț. Totuși, vasele și uneltele descoperite prezintă în detaliile decorative o îmbinare de elemente dacice cu cele celtice. Cercetătorii susțin că celții, orbiți de bijuteriile de sorginte dacice, au insistat să fie înnobilați de femeile dace bătrâne considerate cu puteri supranaturale, printr-o practică misterioasă despre care există încă puține informații. Noul val dac. Rezultatele noului studiu au fost cu atât mai surprinzătoare pentru comunitatea științifică după ce s-a constatat că mica așezare dacă a fost descoperită de armata care a cucerit Britania în secolul 1 înainte de Hristos, armată formată din romani și daci. Astfel, neamul dac din Britania a crescut cu cel puțin 1000 de membri soldați în cohorta întâia Elia Dacorum, constituită de împăratul Hadrian în jurul anului 117, când a avut loc o revoltă în nordul insulei și când acesta a decis ridicarea faimosului zid care azi îi poartă numele. Numele orașului, deși dat de romani, pare derivat de la Dava, termenul dac pentru așezările fortificate. Romana Smith, cercetător la Institutul din Birmingham. Cohorta dac a fost trimisă în Anglia pentru a-i sprijini pe romani în luptele cu barbarii veniți din nord. A fost cantonată la Deva Victrix, numele roman al orașului Chester de azi, care atunci era cea mai mare garnizoană romană din Britania, motiv suficient pentru ca specialiștii să considere că, de fapt, aceasta se dorea a fi numită capitala Britaniei Superior, în locul portului Londinium. Numele orașului, deși dat de romani, pare derivat de la Dava, termenul dac pentru așezările fortificate, a afirmat Dr. Romana Smith. Oamenii de știință sunt de părere că micul oraș dac era deja dezvoltat la momentul sosirii romanilor, iar cea mai mare parte a elitei locale era de origine dac. Într-o inscripție murală apare numele unui guvernator dac, Dadas, al cărui fiu, Davos, era comandant militar. Istoria cu lupul. După retragerea romanilor din Britania, dacii care veniseră cu ei nu au mai plecat, ci au păstrat limba și portul și, susțin cercetătorii britanici, chiar au ajuns în elita conducătoare a orașului, în cele din urmă dominând-o complet din punct de vedere numeric. Această parte de istorie e puțin cunoscută și pentru că în cele din urmă a avut loc și o aculturație a dacilor cu triburile celtice din regiune, proces facilitat de similitudinile numeroase dintre cele două popoare. Elita militară care s-a stabilit în Britania a primit pământuri și a construit ferme și a intrat în rândul nobililor.
În baza unor izvoare scrise, din secolul al IX-lea am descoperit că primul rege cunoscut al regatului Mercia, în timpul Heptarhiei, fiul lui Creoda și nepotul lui Tiaper, care sunt nume de origine dacă fără îndoială a fost Ulfhear, chiar și numele său amintește de lup care era simbolul Dac, a declarat Dac Smith. Nu există multe repere istorice despre domnia lui Ulfhear, însă este cunoscut faptul că unul dintre urmașii săi direcți a fost Beowulf. Acesta a fost unul dintre ultimii regi care a urcat pe tronul regatului Mercia, înainte de a se realiza unificarea teritoriului și a purtat numeroase războaie cu regatele învecinate, Wessex și Anglia de Est, da, a ajutat și Northumbria în respingerea atacurilor din ce în ce mai puternice ale vikingilor. Beowulf era dârs și purta barbă, asemenea strămoșilor săi. După moartea regelui Beowulf, o parte dintre supușii săi alungați de la curte în pădurile din jur și lăsați pradă viezurilor agresivi, au lansat zvonuri potrivit cărora monarhul era atât de smintit încât pusese să-i fie adusă tocmai din delta Dunării o barză cu vârfurile penelor negre pentru a-i fi animal de companie. În timpul lui Decebal la Sarmise Getuza, dezvoltarea materială și social-politică a dacilor era la un nivel înalt. De aceea vorbim despre proprietatea privată a comatilor, precum și proprietatea privată a regelui, a nobililor și a preoților. Teoretic, pământul aparținea monarhului, getodacii cultivau intens vița de vie. Această civilizație a getodacilor era mai înaintată decât cea de pildă a germanilor. S-au constatat raporturi între cultura dacogetică intervenite în urma contactului direct în urma instalării celților pe teritoriul Daciei, orz, secară, linte, bov și mai multe varietăți de grâu. Baza economiei o formau agricultura și creșterea vitelor. Folosau plugul cu brăzdar și cuții de fier, pentru că o vreme burebista a depus coloniile grecești de pe litoralul de vest al pontului Euxin și le-a integrat în statul său, a făcut ca influențele acestora să fie cu mult mai puternice decât în bogățiile ei naturale. Lemnul pădurilor Transilvaniei era foarte căutat de greci, înfipt în mediul și în credința autohtonă. Barză, brânză, viezure. Rasa de cai foarte iuță ai ceților era renumită, dacia era vestită, au rămas până azi în limba română butuc, strugure, curpen, practicau tot atât de intens albinăritul și, bineînțeles, pescuitul. Creșteau vite cornute, e incontestabil că în Europa secolului I, înainte de Hristos, în afara statului roman, celții și getodacii constituiau cele două popoare importante în spațiul european, care atinseseră construcția corăbilor. Din timpuri vechi, dacii foloseau păcura. Inventarul uneltelor agricole de fier în suma la acea dată. Coase lungi de tip celtic, seceri, sape, săpălici, cosoare pentru teatul viței de vie, târnăcoape, securi, greble cu șase colți, etc. Asemenea celorlalte ramuri tracice și getodacii erau mari producători de cereale. Implică acceptarea unor influențe din afară, dar dacii nu s-au mulțumit cu preluarea unor elemente de cultură materială. Pe fondul autohton au fost integrate multiple și fecunde influențe grecești, etrușe ori de altă natură. Formațiunea social-economică, dacă era de tipul obștei, sătește a proprietății colective a pământului, iar cultura getodacă reprezenta o sinteză originală. Geții au fost întotdeauna superiori aproape tuturor barbarilor și aproape egal cu grecii. Cel mai probabil a citit acest articol azi, 1 aprilie 2016. Acest articol este o glumă, o păcăleală, dar nicio asemănare cu locuri și persoane reale nu este întâmplătoare. Am improvizat un curs scurt de dacologie aplicată, am pornit de la câteva fapte reale, le-am împodobit cu cine știe ce revelații mistice sau politice, hai și două, trei glume și gata, am rescris în două pagini de ziar istoria milenară a românilor, totul aleatoriu, dar în adins. Mai mult, ultimul fragment din acest text a fost scris în stil dadaist. Am preluat un banal articol despre cultura și civilizația getodacă, am imprimat pe hârtii distincte fiecare propoziție, l-am aruncat pe toate într-o căciulă și apoi, propoziție cu propoziție, am rescris același text, seduș de hazard și de arbitrariul de moment. A fost tombola culturii. Totuși, istoria aceasta este o comedie doar astăzi, 1 aprilie, în celelalte 365 de zile din an e o tragedie. Articol semnat de Alexandra Șerban, Anca Vancu și Laurențiu Ungureanu pentru Adevărul. Da, e posibil ca ramuri celtice să fie ajuns primele acolo, apoi să se fi metisat cu nordicii, dar alt aspect e interesant,
și reiese din articol. Fortul de la nordul zidului lui Adrian. În țara Galilor și la zidul lui Adrian au fost dislocate trupe dace auxiliare aflate în slujba romanilor după cucerirea Daciei. Dincolo de zidul lui Adrian chiar a existat un avampost dacic, trupe dace care au luptat în două cohorte dace, regăsite în plăcuțe romane și scrisori ale ofițerilor romani care au apărat zidul lui Adrian. Avampostul dacic e menționat într-o scrisoare a unui legionar roman care spune că atunci când au ajuns, toamna, trupele daci auxiliare, romanii le-au alocat o arie la nord de zid, vrând parcă să scape de ei. Marea lor mirare a fost că primăvara, când s-au vorbit romanii între ei, ia mai du-te mă și vezi ce fac dacii, i-or fi murit de foame, de frig, i-or fi terminat pixii. Dacii erau bine mersi, teferi, își construiseră o așezare în toată regula, cu hambare aveau inclusiv prinse animale în grajd. Din păcate, în afara României se studiază mai mult decât la noi acest aspect al istoriei. Arheologii englezi au scos la iveală o grămadă de artefacte, lespe și înscrieri despre trupele dace care țineau granița în Anglia, în prezent existând în țara Galilor chiar nume de localități cu nume dace, Deva și altele. Nu mi le amintesc acum, dar se găsesc pe net. Încheind în nota fantastică, autorul George R. R. Martin din Urzeala Tronurilor menționează că zidul lui Hadrian din Marea Britanie l-a inspirat în povestea cu zidul de la marginea celor șapte regate. Dacă R. R. Martin o fantezie aproape că a făcut-o reală, un zid apărat de daci, printre alții, de ce nu ar fi real? Așa e, de ce nu? Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!